Am văzut că această piesă, de altfel foarte bine primită la Mamaia, peste așa, așteptările voastre, așa ți-a amintit este. De o altă piesă de-a ta din tinerete, din copilărie. Am vrut exact, să fiu artistă. Da, așa este. Cum te ți-a amintit? Cum ai făcut legătura pentru asta în mintea ta? Acea melodie pentru mine a fost o rampă de lansare și mai ales că după o vârstă prefer să te întorci la copilărie, la amintirile frumoase din timpul ei. Cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie, bănuiesc că este atunci când te-ai auzit la radio prima dată? Da, așa este. Câți ani aveai? Aveam 17 ani și era emisiunea lui Ovidiu Dumitru, se chema Șlagărul zilei. Și piesa cu creionul pe hârtie, o păpușă am desenat, a fost dată prin rotație toată sâmbăta aceea. Și eu stăteam în pat și ascultam, nu puteam să cred că din radio acela e chiar vocea mea ta. În casa noastră. Și părinții au încurajat aptitudinile tale muzicale? La început aveam și o bunică mai de la țară și a spus, dar nu se poate, mamă, cum să cânti tu dintr-o cutie așa? Că tu ești aici lângă mine. Cum să ai avut vocea prin cutia aia? Da. Era miracolul radioului. Era, da, exact. Trebuie să ci ținem cont că erau niște ani, cât era? 70? Păi 70, sau, da, 71. Deci vorbim de perioada de început. Da, acum, dacă vorbim de perioada de începuturi, Olimpia a declarat că s-a îndrăgostit întâi de cântecul lui Mircea Romcescu. Așa este, da. Așa. Dar tu, n-am auzit o declarație de-a ta. Când, tu de ce te-ai îndrăgostit de Olimpia? Ce ți-a plăcut prima dată la ea, la început? Nu, mi-a plăcut în primul rând cum arăta. Noi bărbații suntem cu lucru. Cu aspectul fizic. Da, ce, asta este situația. Ea era foarte frumoasă, nu că n-ar fi și acum, bineînțeles, dar vreau să zic, adică vorbim de... Acum a vrut să o dreagă. De anii 70 și... 8, 9, așa ceva. Când ne-am cunoscut în studio muzical, deci tot în televiziune. Da, în televiziune, și imprima ceva, eu terminasem parcă sau așa ceva. Da, eu făceam cu trupa, studio, cu academica, așa ăștia imprimări. Și el intra în studio muzical și când l-am văzut și am văzut privirea... Am avut un fior, am zis, nu se poate. A, deci ce n-a fost numai muzica, au fost și ochii. Da, pentru că mie îmi plăcea cum compunea el, dar nu-l cunoscusem personal, ci nu l-am întâlnit decât în studio muzical. Și atunci am zis, asta a fost. Până aici mi-a fost. Și asta a fost și asta a rămas, pentru că a rămas în timp. Am să spun, din punctul meu de vedere, eu o știam pe Olimpia că ea a cântat înaintea mea și o văzusem la televizor și întotdeauna am avut impresia că ea era oricum mult peste liga mea, adică era, nu aveam eu treabă, eu eram cu trupe, cu rock-ul ăsta, era o cântăreață serioasă, era un lucru mult mai... Adică stai puțin, erau vremuri în care rock-ul nu era așa de serios și muzica ușoară era... Știi cum se spune atunci? Că eram niște țânțari din aia care răcream la niște chitară așa, adică erau niște vorbe de-astea mai... Țânțarii din academica. Din academica, alții erau țânțarii din sincron, din sfinț, din mondial. Era țânțarii, iar ea era solistă. Era o solistă, adică erau niște categorii. Și trecea foarte mult dincolo de... ecran. Asta era ceea ce putea spune oricine. O sinceritate, oricine. O sinceritate ceva, extraordinară, sinceritate, probabil și în viața de toate zilele, din moment ce a declarat. Depun jurământ. Da. Sinceră, nu? Categoric. Practic, Titus Andrei a fost cel care a auzit prima dată vocea ta? Da, melodia a fost imprimată la propunerea lui Titus Munteanu. Mihai o cânta inițial piesa, Mihai Constantinescu. Și el când a auzit-o, a spus, mai bine s-ar potrivi Olimpiei, Mihai, așa că hai să o imprimăm cu ea. Și atunci a mers la radio și a dat piesa și la radio. Și așa am putut să o auzim cu toții. Practic, și... cum erau acele vremuri aici, în studiourile televiziunii? Vorbim de anii 70, era 80. Super. Eu cred că era super. Era splendid. Super. Era o atmosferă de nu venea să mai pleci. Puteai să stai non-stop. Da, de să ce? Lucrezi. Se înregistra permanent. Se înregistra și veneau și lucruri noi și repetam și hai că nu e bine, mai luăm de la capăt, hai să încercăm variante noi. Iuliana, era și lumea, să știi că toți cântăreții erau ca o familie. Noi trupele eram cu o familie, nu era niciun fel de problemă de, eu știu, invidii, gelozii sau alte treburi de-astea. Practic, nu erau. Practic ideea plecării din țară a fost în plină glorie pentru frații Romcescu. Da, să se întâmple anumite lucruri. În ce an era? Asta era până 83, 84, 85, când începuse să fie muzica foarte, foarte patriotică și începuse să fie destul de greu să pătrunzi dacă nu intrai în curentul ăsta. Și practic v-a venit voi ideea asta, ce ați zis să plecați? Hai să încercăm și o altă variantă. Întâi au zis ei, că după aceea tu te-ai dus după ei, nu?
eu și cu fratele meu am fost capul răutăților. Bine, între ghilimele, bineînțeles. Da, da, pentru că eu eram compozitori amândoi și ne dădeam seama că nu prea mai ținea, știi? Și dacă de ce vrei tocmai să faci Danemarca? Separată, păi, simplu, da, acolo a fost contractul. Ați avut un contract, da, și ați rămas acolo. Bașca, că și Adrian avea pe prietena. Și Adrian, care era prietena care este actuala soție. Da. Asta e o poveste foarte interesantă. Doi frați care au avut permanent o relație foarte frumoasă și care s-au căsătorit în aceea zi. Da, da. Ați avut voi un legământ sau ce s-a întâmplat? Nu, e mult mai pragmatic și mai... Da. Pur și simplu am zis, o facem oată ca să... Să scăpăm. Să fie cheltuială compunerea. Și mai spun ceva, mai era o chestie. Se desfășura în limba daneză. Da, noi în 86 noiembrie, când am făcut pasul ăsta, știam daneză cum știi tu acum chineză. Ceva în genul ăsta. Poate știi chineză. Poate știu, am avut un asociat chinez, ceva zic am învățat. Groenlandeză, că aia e mai greu să... Da. Așa. Și deci am zis, domnule, o facem acum așa și noi trebuie să ne facă semn ghite. Ghite, nevasta domnule, când trebuie să zicem vorba aia? Da. Da. Că noi nu înțelegeam nimic când ne...